familia mea sunt câțiva membri care au o grămadă de alergii. De aceea am evitat pernele acelea din puf. Până în momentul în care am dat peste un articol și am vorbit și cu un specialist legat de pernele și pilotele din puf de gâscă. Acestea sunt în mod natural antialergenice, da? Deci ele prin definiție de asta sunt făcute să fie alergenice. Singura condiție este ca ele să fie de calitate. Am vorbit cu specialistul respectiv și mi-a spus că, spre deosebire de alte materiale care sunt sintetice, acestea din puf de gâscă, acelea pe care mai avem câteodată norocul să dormim dacă am ales un hotel de lux, și care se mai găsesc în marile magazine de gen la prețuri mai mari. Dacă găsim una de calitate, este recomandată. Au, pe lângă acea senzație mult mai confortabilă, au o caracteristică principală a faptului că lasă foarte ușor pielea să respire. Sunt confortabile, în același timp sănătoase, naturale, nu sunt alergenice și reușesc să păstreze temperatura pe timpul iernii mai ridicată, iar pe timpul verii mai coborâtă. Adică ar îndeplini din punctul meu de vedere cam toate condițiile, sunt și foarte rezistente în timp, spre deosebire de alte tipuri de perne, la fel și pilotele. Eu cred că merită să încercăm, după ce o grămadă de timp am trăit cu impresia că ele de fapt favorizează reacțiile alergice și le-am evitat tocmai din acest motiv. Mi s-a explicat că de fapt ele sunt foarte sănătoase atât timp cât sunt de calitate, atât timp cât puful nu iese din perna propriu-zisă, pentru faptul că sunt, vă spuneam puțin mai devreme, transferul acesta de căldură nu se face ușor, respiră foarte bine pielea, sunt foarte confortabile, sunt naturale și așa mai departe. Trebuie doar să găsim un producător de calitate, un articol de asemenea de calitate pe care să fim dispuși să oferim, să plătim mai mult. Dar în același timp o pernă o putem păstra pe perioadă mai lungă de timp. Eu am perne în casă de un an, 2, 3, după care le schimb. Unele sunt într-adevăr din puf de gâscă, de aceea dacă stăm bine și ne gândim, și gercile de iarnă, cele mai confortabile, cele mai scumpe, cele mai călduroase, sunt acele geci din puf. Nu cred că sunt, cred că e vorba acolo de puf de pinguin, dar în orice caz, dacă nu suntem alergici la acele geci care au puf de pinguin înăuntru, eu cred că ar trebui să luăm în considerare serios și aceste perne de puf și pilotele de puf. Ar mai fi aici de zis, la un moment dat am găsit la un magazin din România pilotă din bumbac, o pilotă absolut excepțională, care ține cald, care este ușoară, care este subțire, care este rezistentă, am spălat-o de câteva ori și nu i s-a întâmplat nimic, dar se comportă bine chiar în mașina simplă, curățată în mașina de spălat a noastră de acasă, dar nu dusă la curățătorii speciale și tratate într-un anumit fel sau uscat într-un anumit fel la o anumită temperatură. Am respectat pur și simplu ce scria pe etichetă. Există variante, trebuie să ținem cont de ele. Nu știu de ce am alege lucruri ieftine, pentru că până la urmă dormim fiecare noapte 6, 7, 8 ore pe ele, în astfel de așternuturi, pe astfel de pernă, ne învelim cu astfel de pilotă cea mai mare parte a anului, adică ar trebui să fim conștienți de treaba asta și să dăm mai mulți bani pe ele decât dăm pe hainele noastre, da? O bluză, nu poți să spui că e o singură bluză pe care o porți tot sezonul, da? Deci e o grămadă de bluze pe care le schimbi, care sunt scumpe, mai ales noi doamnele alegem să investim o grămadă de bani în haine, sau mă rog, cea mai mare parte dintre noi, dar nu suntem atente la lenjeria de pat, lenjeria în care dormim. Trebuie să ne
asigurăm că dormim pe o pernă sănătoasă, cu o față de pernă sănătoasă, cu niște așternuturi curate, cu o pilotă curată și care să ne se potrivească, lăsând la o parte ceea ce ne recomandă specialiștii cu privire la poziția spatelui, poziția somnului și așa mai departe. Nu sunt un specialist, ci doar vă spun ce am citit și ce am descoperit și ce am ales eu pentru sănătatea familiei mele. Așadar, așa cum investim în haine, ar trebui să investim și în lenjeria în care dormim fiecare noapte. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni!